Biletul zilei, analizat cu partide din Superliga și campionatul mondial din Qatar, propus de Moș Nicolae, bineînțeles. Dragi prieteni, avem Maroc-Spania de la ora 17 și două pariuri inedite. Jucăm aici pe total offside uri peste 3,5. Pentru că Maroc a fost surprinsă de 7 ori în poziție de offside, iar Spania. Tot de 7 ori practic, de 2,3 ori pe partidă, cele două au fost surprinse în poziție afară din joc. În altă ordine de idei, adversarii lui Maroc au fost surprinși în să de 2,6 ori pe meci, iar cei ai Spaniei de 4,6 ori la fiecare 90 de minute. Dacă ne uităm la aceste medii, ne putem da seama că teoretic cele două fac pasul la offside, iar uh, un peste 3,5 offside-uri în meci are uh, șanse destul de mari. Un alt pariu la această partidă este cel pe faulturi, uh, mai multe faulturi Maroc, pentru că în cele trei partide Spania a avut o medie de doar 9 faulturi comise uh, pe meci, iar de partea cealaltă Maroc a avut o medie de 15 faulturi comise la fiecare 90 de minute. Marocanii fac un pressing agresiv și joacă un pic mai dur decât spanioli, de fapt mult mai dur uh, decât Spania, dar rămâne de văzut, totuși eu merg pe un pariu la siguranță, să zic așa în ghilimele, 1.30 ca Marocul să aibă la finalul partidei cele mai multe faulturi. Cupa României, Sepsi voluntar, voluntar câștigă oricare repriză. Un pariu interesant aici zic eu pentru că Sepsi are 6 puncte, voluntar 3, iar voluntariul dacă vrea să se califice stă o dată la mâna rezultatelor pentru că Craiova e nevoie să piardă meciul dacă, sau să facă egal și bineînțeles voluntar să câștige. Singura variantă este ca voluntariu să atace ceea ce e destul de greu împotriva lui Sepsi. Sepsi pe contraatac poate fi letală, după cum știți, acel 7-0 cu Botoșaniu, dar nu numai acel meci. Sepsi are calitate foarte, foarte mare, mai ales pe contraatac, de aceea mizez că poate câștiga oricare din reprize, mai ales dacă voluntariu se va deschide așa cum este normal și va ataca. Și, nu în ultimul rând, Portugalia-Elveția, un pariu inedit, șuturi pe poartă Bruno Fernandes. A fost menajat etapa trecută în ultimul meci pentru a fi apt și odihnit la acest meci din optim contra Elveției. Atenție mare, șuturi pe poartă expediate la acest mondial de Bruno Fernandes este de 3 pe meci, șuturi la poartă, are o medie de, de 3 șuturi la poartă, din care cadrează pe spațiu porții 1,5 șuturi la fiecare 90 de minute. Execută lovituri libere, de ce nu, și penaltiuri, dacă Cristiano nu se va afla pe un teren, dar este și un bun șutur de la distanță. De aceea mizez pe un minim de un șut pe poartă, cotă 1,62, zic eu, excelentă. Dragi prieteni, pontul zilei este sepsi voluntar, câștigă oricare repriză cu o 1.30. Eu am fost Nicolae Vasile, nu uitați, pareați responsabil, pareați cu cap, mă înclin.